numărul 109 din 12 februarie 2020 ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din 15 consilieri locali sunt prezenți 11, absentează nemotivat domnul Durlan, domnul Toiu, domnul Matei Laurențiu și domnul Gabriel. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și nu își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informat, avem pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre. Mai avem și două suplimentări care, în care sunt prezentațiile care avem de dat la ADIS și la Gara Valea Dobroș. Cine este pentru ordinea de zi, inclusiv cu suplimentarea, minoritate? Domnul președinte, cu ședință, vă rog să continuăm. Haideți să începem. Proiectul numărul 1, cel mai important prin ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 7 pe anul 2020 privind aprobarea bugetului, venitul și cheltuielile Comunei Căiuț pe anul 2020. Dacă îmi dați voie, domnul președinte, dacă îmi dați voie, da. Aș vrea, eu să vă spun câteva cuvinte înainte de asta, și apoi doamna contabil fiind aici, să... Dacă mai vă completez cumpărșeți ceea ce detaliile care le dau eu. Am avut, după cum știți, majoritatea dumneavoastră o întâlnire cu o săptămână, în care, după ce am avut cifrele, am discutat și am căzut de acord la necesitățile din comună, de fapt, de asta vorbeam, prioritățile mai mici, mai mari. Și, după cum am discutat atunci, doamna contabil a făcut un nou raport în urma discuțiilor noastre, în care am prevăzut niște bani pentru problema ridicată de domnul Matei la indicatoarele stradale vis-a-vis de sate. Nu vorbim de indicatoarele intrare în comună sau ieșiri de țară. Indicatoarele Nărcești, Căiuți, Vrânceni, Voiști, așa, le-am prins de la drumul. Tot de la drumuri am luat 20.000 de lei și am prins pentru canalul de la scurgerea de la stația de curare. E o necesitate absolută că nu mai primim autorizații la apele române dacă nu prindem bani să ne apucăm de acel canal. Și am la solicitare celor de la sport, am luat de la culte 10.000 de lei. Și am dus la asociații și fundații, sau asociații sportive, la sport. Așa, în mare, raportul, cred că ăsta, cred că l-ați văzut astăzi, ca să știți despre ce am discutat atunci și ce am văzut. Plus banii, dacă ne plus, aia e altceva, urma să vă spun la diversie, nu banii care au venit, ne-au venit de la PNDL pe poduri și pe podețele astea 3, 800 și ceva, 810.000 niște bani, care trebuie să rectificăm, să putem da în continuare la... Iar ce vreau să vă spun la diversi, că astăzi, la ora 9 și jumătate, îmi puneți cu telefon de la Ministerul Dezvoltării, din Corpul de Control al Ministrului, două persoane au venit în control la aceste poduri. La ora 11.20 au fost aici. Au verificat actele, am mers pe teren. Ok, super mulțumit, să ne lăsați un proces verbal. Probabil verifică toate situațiile de lucrări trimise pentru banii care se dau. Și au venit și au verificat situațiile de lucrări pe aceștia 8 miliarde și ceva, 800 și ceva de mii. Bine, fără ce fel de probleme, au plecat. Deci, cam asta este prezentarea vis-a-vis de banii care sunt la buget. Acum, dumneavoastră, dacă mai aveți. Vă un pic, domnul Fura. Am venit și-o cu și două reacții vis-a-vis de satul de dacă ați prins undeva? Deci, tot de la drumuri, că tot aparțin de drumul și putem finanța așa ceva. Dacă observați și placardele, nu sunt prinsi capitol separat. La drumuri, întreținere de drumuri, e un capitol mare. Și de... spuneți clar că dacă e învățat bugetul, dacă nu, da, prin negoriați, că să nu învățeți. 120. Le avem în program, le avem în calcul. Bine. Da. Deci,
la Marinești, dincolo de port. Trei uniți care trebuie să... Nu, două. Două Blida și o Băștea. Da, la Marinița în drumul principal. Păi da, că nu se poate intra, nu se poate ieși. Ați omis și de data aceasta canalul acesta de aducțiune care duce la Casa de Apă. Asta de aici, care... Și să vedeți ce este la pod. Acum cine o curățenie, au aruncat toate gunoaile în balta asta de la pod. Deci. Da, la canalul ăsta tot se reparați, domnul profesor, că nu faci. Nu putem face betonat la momentul ăsta. Arătați-mi și mie, la ce literă, la ce punct este păi, trecut în bugetul ăsta. Păi, dacă îl trecem pe lista de investiții la un anumit punct, trebuie să fie investiție, adică îl facem betonat. Dacă e reparat, îl curățăm, altceva ce putem face. Acest canal trebuie făcut cu șchiat de fug, de fugă, dat. Nu așa, dacă se cum, nu faci niciun mare afacere. Da. Și el trebuie să ducă, treacă pe sub calea ferată, că e un tunel acolo de fugă, să ducă spre totuși, Casa de Apă, acolo era. De eu n-am văzut să curgă apă pe canal. Când eram copil, doar curățat de suficient. Eu n-am văzut să curgă apă. Canalul acesta este consecința înfundării tunelului de aici, care prin față la Damian. Era un tunel care ieșea prin o gradă de la Rogoza, un pic mai jos, mai este un tunel acolo la... Domnul profesor, probabil tunelul ăsta era înainte de a face șoseaua națională, prin 60, pe 50. Da. Deci avem în vedere lucrările care să... Deci, niște bani avem prins la drumuri. În perspectiva vremii de afară, la timpul ăsta nu cred că o să mai cheltuim bani pe dezepezire, pe antiderapant și pe... Că nu e nevoie. Și acei bani... Normal, e tot de la drumul și putem duce la drumul. La reparație. Nu, exact. O să mai întreb. Da, alte... Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul Uber. Dacă îmi permiteți să motivez abținerea. Da. Domnul profesor, la dumneavoastră? Dar ce se votează? Bugetul. Bugetul? Am văzut că nu ridicați mâna așa. Da, mă, eram cu gândul. Da, domnul Chiar. Nu vreau să vă plictisesc, să vă rețin. Sunt lucruri pe care le-am mai spus an de an. Veniți iarăși în fața noastră cu un buget de venituri și cheltuieli cu câteva obiective trecute, fără identificare clară. Să mă repet. Am spus-o nouă dată, când trecem asfaltări drumuri comunale, Comuna Căiuță. Identificați care sunt acele porțiuni de drumuri de la hectometru la hectometru. Așteptam altceva. Dar asta am discutat o dată. Păi nu, dar dacă nu ați făcut lucrul ăsta, pentru că eu nu am văzut în materialele respective, noi am discutat-o când m-ați chemat în prealabil să discutăm acest buget. Să stabilesc valori pentru aceste obiective de investiții cu sumele necesare, veți spune că sunt estimative, fără în schimb a se executa niște antemăsurători și de ce nu sunt niște devizii estimative, pe bune. Aceste valori fiind purtate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, vor fi preluate fără un calcul cât de cât aproape de realitate de cei care sunt chemați să facă devizul sub proiectul în sine, și după care ne întrebăm de ce sunt așa valori mari, la, pe lângă faptul că în statul ăsta, în țara asta, s-a întrecut măsura la SF-uri, la câte și mai câte lucruri. Apoi, pentru fiecare obiectiv în parte, eu am înțeles că ele sunt trecute, aceste obiective, în urma unor stabiliri, unor oportunități, pentru că sunt lucruri care sunt foarte multe necesare a fi făcute. Oportunitatea respectivă, eu nu am văzut a fi făcută, pentru că la discuția anterioară a spus că trebuie cumva să scăpăm de acea povară făcută cu
reparația școlii Prada. Așa s-a propus, nu? La o discuție de acum 2-3 zile, când am fost chemat. Domnul meu, dacă atunci era necesar de a stabilit o oportunitate să fie reparată, după acum nu mai este oportun, de ce nu mai este oportun? De ce nu întrebăm și noi pe cei care au stabilit oportunitatea? De ce au stabilit-o dacă nu mai este oportun? Și multe și multe alte chestiuni de legătură noastră. Domnul, un coleg propunea cu un șanț, nu știu ce. Nu văd nimica discutând despre acele trotuare necesare, despre acele șanțe în centrul comunii și nu am găsit nicăieri această chestiune. Din care cauză eu mă voi abține. Nu pot ca să, și vă spun cât o mai sta în acest consiliu, nu pot, domnule, ca să ridic mâna pentru niște sume stabilite, care ele nu sunt argumentate, motivate de ce? Atât și numai puțin sau de ce atât și numai mult? Vă mulțumesc. Da, trecem la proiectul numărul 2, pe ordinea de zi, numărul 8 de astăzi. Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 privind pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din Cluj, aflat sub ordinea Consiliului Local Cluj. Făcut bugetul pe nouă preț, de 3,19. Că de la vechi preț de 1,68. De la cât la cât? De la 1,68 la 3,19. Un preț care îl așteptăm să vină de la NRSC. E după oare? Nu, e ca nu. Vă trei ori, mamă. Trei ori, cum e? E dublu. Nu-i chiar. Ce să vă... Am încercat orice variantă, posibilă sau imposibilă, dar... Nu mai merge. Când a trecut acest serviciu la primărie, dacă vă amintiți, eu am propus o dată să de ce nu-l externalizăm. Și am motivat atunci de ce ar trebui externalizat, pentru că acolo unde intervine statul, fiind considerat cel mai prost gospodar dintre toți cei care se afișează pe piață, era normal să-l externalizăm. Nu s-a întâmplat lucrul ăla, intențiilor fi fost bune și curate. Numai că, rețin că în anul precedent, am ridicat această problemă și este foarte multe lume care se face. Eu nu fac parte din ei, că nu beneficiez de aceste servicii și nu numai eu. Foarte multe populații din comuna Cluj nu beneficiază de aceste servicii. Dar pentru că trebuie să-mi dau cu părerea, spun un fel următor. Deci dacă s-a ajuns de la prețul 1,68 la 3,19, la o analiză anul trecut, dacă vă amintiți dumneavoastră, spuneam problema, domnule, care-i calculul prețului pe metru cub de apă și după aia canalizare și așa mai. Și printre altele, erau acolo și pierderile, care tot noi atunci am stabilit și am găsit că acele pierderi sunt mari. Întrebare, nu neapărat cu răspuns, obligator. Ce s-a făcut în vederea stabilirii, reducerii acestor pierderi? Erau pierderi uriașe. A doua chestiune. Tot printre noi atunci s-a mai deschis un subiect de discuție și spunea că s-ar putea să existe și fraude.
Altă întrebare. Ce s-a făcut în vederea stabilirii dacă sunt sau nu sunt fraude? Păi când veniți cu un proiect din ăsta pentru bugetul acestui serviciu, necesar, sunt de acord. Dom'le, veneați și cu analizele respective, vis-a-vis de pierderi, vis-a-vis de eventuale fraude, și dacă ele nu existau, spuneați dumneavoastră, ele nu există. Nu s-a întreprins nimic. Și atunci, iată, și la acesta mă abțin. Vă mulțumesc. Da. S-au întreprins, dacă îmi permiteți să răspund înainte de a supune la vot, s-au întreprins foarte multe, un dosar foarte mare și stuflos, trimis la NRSC, la București, toate costurile, toate cheltuielile, toate cele și tot. Nu vă dați seama. Cine asigură mentenanță și multe alte chestii. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abținere. Vă mulțumesc. Dar în viitor, acest serviciu de apă, când va fi completat și cu deversarea apei? La nivel de comun. Parțial vă referiți la cei care beneficiază de apă, nu? Da, bineînțeles. Deci, aducțiunea este una și deversarea apei prin... Da, în special aici... Este altă. Deci, mare parte din... Cu două prețuri diferite care se acumulează și îți dă metru cu de apă. Da, domnul Vosa, știu ce vă doare. Mare parte din partea de canalizare, care cuprinde tot cartierul, aici e centrul comunii și cartierul, centrul căițului și cartierul, avem proiect de extindere de rețea, de canalizare și apă, care l-am discutat atunci când ne-am întâlnit cu el. L-am depus noi și la finanțare. Îl avem, o să-l depunem din nou. Nu încercăm, încercăm pe buget local, dar e valoare foarte mare și nu o putem duce. Deci, așa în mare, canalizarea care a fost făcută în 2006, 2007, 2005, când a fost făcută, a fost făcut un mare sistem de scurgere naturală. Adică, de unde au fost posibilitatea, stația de curare pusă acolo jos, la cale ferată, prin cădere. Și prin cădere liberă. Ei, ca să facem această extindere, în proiect avem 6 stații de pompare. Ca să putem duce canalizarea în această stație de epurare. Dacă nu, trebuie mai multe stații de epurare pe fiecare zonă unde e zona mai joasă. Și nu. Deci proiectul avem făcut pe 6 stații de pompare. Nu e intrat la finanțare. Dar l-avem. Și chiar ne dorim, adică am doresc cel puțin centrul comunii, dispensar, poliție, primărie, tot cartierul ăsta unde într-adevăr sunt probleme cu canalizare, să putem branșa la canalizare. Și să înțelegă pe urmă de trotuare. Gaze, trotuare, deci canalizare și gaze. Nu, domnul, că dacă mă gândeam că dacă pui trotuare acum și de acolo zi canalizare, spargi, nu? Da, sunt o grămadă de condiții, sau punctaje. Adică la momentul când te duci și ceri bani undeva, când faci pe buget local, faci pe buget local. Nu s-au făcut asfaltări fără canalizare, fără gaz, fără... S-au făcut, s-au făcut, dar nu se mai pot face, domnul Vosa. Nu se mai face, dar de ce s-au făcut? De ce s-au făcut? Pentru că era permisibil legea, de ce? Dar noi nu suntem puși să stabilim... Domnul Martian, dar la discuția de anterioară, acum o săptămână, v-am zis că bazinul de apă e pus pe proprietate privată. Și s-a putut la timpul ăla, cu fonduri să apară. Și noi ne chinim acum să-l trecem, să-l trecem la primărie, nu avem un control. Deci s-a putut, dar nu se mai poate. Ce să-i face? Și ce vine? Care e vina noastră? Întrebați dumneavoastră de canalizare. Eu când mă stau așa și mă uit că aud, ascult un lucru. Dom'le, ce facem cu cartierul ăla? Dar nu e întrebarea, ar trebui să ne punem ce face cu comuna toată, domnule. Dar când s-a făcut odată proiectul cu aducțiuni de apă, nu putea fi gândit, că doar știm, mă repet, fondurile europene și toate erau, proiectele mari, aveau acces în fața celor mici. N-am făcut treaba asta. Nu dumneavoastră ați venit și cu gaz, cu metan. Hai pe căiuți, pralea, nu, căiuți, blidar, popezi. V-am spus, de ce, domnule, nu tot? Că nu se poate. Veniți după două săptămâni că se poate. Adică, de ce nu lucrăm pentru toată lumea? Dar lucrăm pentru toată lumea. Nu, n-ați vrut.
vrut. N-ați venit cu propuneri numai pentru trei sate? N-am vrut eu. Da, așa este, eu n-am. Da, primar, dacă ești n-am vrut. Da, domnule, da, foarte bine. Faceți ce vreți, bine așa. Dar voi nu mai întrebați cu propuneri. Trecem la proiectul al doilea, dar trecem la proiectul numărul 3, care sunt niște copilări. Proiectul hotărâre numărul 3 de ordine de zi, numărul 9, pe anul 2020, primul primit, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Trotului, Bacău. Vreau să întreb, vis-a-vis de gaua asta, nici anul trecut, nici acum 2 ani, nici anul ăsta n-a propus nimic să obținem. Pe galbănești, pe fonduri europene s-au făcut numai extindere la praia. Păi. Nu mai există posibilitatea, măcar anul ăsta la... În 2021 se mai deschid. În 2021 se întâmplă. Asta altă sesiune, da. Acum adică așa... sesiune și să aibă banii, să fie finanțați. Deci nu sunt doar la momentul ăsta. Mai sunt proiecte care nu s-au implementat și stă până terminul sesiunea până se dă până asta. Da, deci așteaptă exerciții financiar 2021-2027, nu știu. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul 8500. Și care e reversul? Cu ce te ajută această cotizație? Finanțarea de la extinderea rețelei de iluminată, a fost făcută prin gal, toate. O mai mulțumesc. Dar nu mai spun Dumnezeu că e lângă el. Da. Proiect numărul 4 pe ordinea de zi, numărul 10 pe anul 2020, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru salubrizare Bacău. Adică. Întrebări? Anul trecut, tot 6 parcă a fost, nu? Da. Da. Și la gal, tot la fel. Și la gal, la fel, a fost anul. Da. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Împotrivă, vreau să mă motivez. Domnul abține și eu una împotrivă. Vreau să mă motivez. Motivație, da. Când aud de această societate, care de la ea citit, vrea să și cotizăm, nu e suma de speriat. Când ea ne va plăti nouă serviciu că adunăm bani pentru gunoiul respectiv, atunci plătim și noi cotizația. Zic, așa ar trebui. Iată încă o posibilitate acum să le arătăm că nu sunt corecți cu noi. Faptul că nu mai discutăm, când cântăresc gunoi, că pun după bunul lor plac, mai nou necântărindu-l deloc, și așa mai departe. Când ei ne vor plăti serviciile pe care le facem, atunci se cotizăm. Atât. Da. Da. Înțeleg. Scrieți. Să scrie la domnul Marcus, da, domnul. Hai, domnul Marcus, dacă ne-am iertat. Da. 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 Trecem la diviețe și să scrie la cuvânt. Ar vrea un pic de liniște, dacă se poate. Oricum, la diviețe, ca de fiecare dată, apare Marcus. Deci, vă opăsesc. Domnul primar, ați văzut cu calea ferată la nivel de Ronda ca punct. Ați văzut că au fost pierderi materiale. Podul de la Ronda, am avut discuții pe tema asta cu vreo 2-3 luni, a căzut. Mă doare și cei doi stâlpi după Oveze și după Boiștea. Acolo să fie pierderi, nu materiale, să fie omeniști. Trebuie luat în calcul. Dar niște adrese către ei nu-i mare lucru. Stâlpii de lemn pe Oveze? Nu, de beton. De înaltă. Ce vrea? Nu ați văzut? Eu nu am de la plecat. Da. Dar nu i-a plecat. E supra. Da, dar am explicat ce vrea el, ca să înțeleagă toată lumea. Eu am mai explicat vreo 2-3 ani. S-a uitat. Nu-i problema mea. Eu vă încălzesc, vă aduc aminte.
Așa. Nu ne duce de la asfaltul ăsta la Popieni, care duce la fostul CAP. De ce s-a oprit în dreptul la a doua uliță? De ce n-a mers până în CAP? S-a terminat asta? Asta știu. Deci, de la a doua uliță, mai sunt vreo 3-4 case pe stânga, nu a ajuns asfaltul la acolo. Da, la Panaidii, la roșu. Nu, nu contează familia. Contează de ce nu s-a mers până la capăt. Se localizează, nu știi. Da, da, da. Așa. V-a rugat tot așa de ani de zile să punem 2-3 toalete pe, de la început până la ieșire din pe centrul Căiuțului. Lumea își fac nevoile pe unii, pe unii apucă. La troița aia din centru, de lângă mine, de acolo, v-a rugat să facem un gat așa la 1,70, 1,80, mai ermetic, cum s-ar spune. Acolo e ce-o public acolo. Mai ales vara, e de nedorit. Și nu e o investiție așa mare să zici că nu putem să o facem. Vis-a-vis de brutărie aici, v-am rugat tot așa, ani de zile, să stați de vorbă cu administratorul, să ia în serios. Una, se degradează. A doua, mizeria din curte, dezordine. Iertă că. Nu vreți? Nu vreți. Școala de la Hertiu și de la Vrâncenerea vechi ar trebui demolată. Am mai vorbit cu dumneavoastră pe chestia asta. E super, super urât. E nu nu poți să mai... Școala. Păi, dacă este să o introducem. Așa. Iar ce dureri am vis-a-vis din școli, din Mărceș, Hertiu, Vrâncen. Haideți să le facem un pic de gard. E mereu ca în timpul război. E acum mai nou și plouă pe la acoperiș. E problemă. Ce unde plouă la? Plouă toate. Vrânceni, Hertiu și Băști. Mărcești nu cred că plouă, dar trebuie gata la Mărcești. Așa, o magazin de lemn de la școlile astea, mire de lume, stăm cu containerul ăla, cu nailoane, mai erau ca la Evo Mediu. Așa, probleme am multe pe cutia craniană, dar mă limitez. Mulțumesc. Da. Domnul Sergu? Eram al patrulea. Domnul Sergu, ne-a ridicat al doilea mână. Vreau să îmi cer scuze pentru faptul că n-am ridicat mâna la bugetul de venită și cheltuieri. Nu știu cum ați trecut acolo. Eu vreau să votez. Că am mai spus și în anii anterior că bugetul ăsta de venită și cheltuieri este programul de lucru al primării și oferta electorală a primarului. Că este subțire bugetul acesta de venituri și cheltuieli, are cauze obiective și subiective. Alea subiective le lăsăm în seama domnului primar, alea obiective le lăsăm în spatele guvernului și mai ales a unei birocrații care ne oprește să transpunem ideile în practică. Îmi pare rău că în 4 ani de zile de când sunt consilier în această comună, cu toate că am pomenit, am cerut și am insistat să se prevadă un loc, buget necesar și începutul unui cămin cultural, dacă nu chiar la pretențiile comunei Căiuța unui casă de cultură. Există, de asemenea, nu știu dacă există rea intenție, dar indolență sigur este în legătură cu baza sportivă a comunei Căiuți, pe care pasc caii lui Ionică. E frumos că musafirii care vin, echipele oaspete care vin în comuna Căiuți, intră în mocirlă prin râul Căiuțului ca să ducă să joace fotbal la Sarcăne, acolo unde în ultimul timp rezultatele ne-au fost total defavorabile. Și ar mai fi o chestiune.
nu lăsați conacul rosetei în totală degradare. Vedeți ce se mai poate recupera de la dispensar și să încercați o suplimentare de buget local, buget local, deci nu prin demersuri care să dureze 5 ani de zile, să puneți niște grinzi acolo pe spațiul acela care este descoperit și cu un pic de cadru, o să degradeze și cheltuielile vor fi și mai mari. Când le-o veni rândul? Pentru că, așa spune la Biblie, în lumea aceasta toate au locul lor. Le vine rândul la toate. Sub noi sau sub alții, trebuie să finalizăm aceste proiecte pentru că sunt ale comunei, ale cetățenilor și cetățenii bănuiesc că doresc să vadă și un spectacol frumos, să stea civilizat pe scaune într-o sală cu 200 și ceva, 300 de locuri, să urmărească și o competiție sportivă din tribune și să vină și la un centru cultural Răducanul Roseti. Mulțumesc frumos! Da. Da, două puncte am și eu de unul la atins domnul profesor era în legătură cu terenul de fotbal de la copii. A trebuit făcut un pic curat. Au făcut ceva băieți acolo, dar ar trebui să mai insistăm un pic. Mai vin oaspeți, mai... Și a doua problemă, am vorbit cu dumneavoastră, vreau doar să vă aduc aminte despre ponderea la Condești, pilonul ăla, dacă puteți să-l rezolvați. Sunt destul de mulți copii pe acolo, merg la școală dimineața, într-adevăr, acum când am mărit ziua, înainte veneau noapte, dacă să aveți în vedere. Vă mulțumesc. Da. Da, ce vreau să vă roșca. Acum 2 ani, dacă rețin, au venit ceva reprezentanți de la Armele Române, pe Albia Părului Căiuț, referitor la o înviguire, la o regularizare a cursului, s-a mai făcut ceva de mers, mai știți ceva? Da, acum ar fi momentul oportun, ar fi un punct de plecare de la podul de peste Pârâu, la podul care l-a făcut Alcolevul, la punctul Țârcu, cum e trecut și în documentație. Sunt înviguirile făcute în Amonte și în Aval și ar fi continuarea cu... Pentru că acum, prin îndiguirea și regularizarea apei acolo în zona aia, o să rupă zidea o traiectorie unde o să bată în zona Păcăoară, acolo la Luțu, la... pentru că așa e îndiguirea. Și ar mai fi o chestie, în aval de pod, deci odată construit podul, ar trebui pe unul dintre diguri din partea de peste Părâu, făcut o amenajare să poată merge și mașine din zona de jos, să aibă acces la locuințele de la din punctul Luțu. Deci ar fi un moment prin care am avantaja deci cartierul de mai jos. Pentru că au acces pietonal, dar nu au acces cu auto. Iar mai e gheață, deci pe digul din partea de dincolo de Părâu, cum e amenajat în Amonte și în aval poate fi avantajat până la ulița lor. Deci o să fie un tronson făcut de proiectul ăsta. O să fie un continuare și apă. Deci ar fi o chestie benefică pentru cele 10. 12 locuințe care sunt acolo. Cam atât. Mulțumesc. Domnul Mărtean. Domnul Mărtean, vin cu o problemă vechi, foarte vechi. La urbenițele unor concetățeni din Hilfiu, l-am informat cu domnul primar, nu știu ce, mi-a spus o anumită, când a venit, i-a spus o direct în față. Frumos. Haideți să ne întrebăm o dată, să punem capăt gunoaielor de mierte. Este vorba despre cele gunoaie, generic numite, se adună cu costuri din partea primăriei. Se adună gunoaie care n-ar trebui adunate, respectiv biodegradate, care ar putea să constituie nutrienți în grădinile oamenilor. Ele că se adună
mai bine rămână pe loc decât să le adunăm și să le ardem la capra podului. E o reclamație și din ce concetățeanul meu s-a rugat să ridică această problemă. Domnii mei, mă întreb, la ce să antrenăm noi aceste posturi pentru strângerea a ceva ce nu trebuie strâns? Veți spune că degrevăm populația prin micșorarea prețului la gunoiul menajer pe care îl plătim. Am discutat-o și miercuri sau când am fost chemat data trecută, am mai discutat-o și în alte ședințe. Ați spus că facem niște... că veți difuza în rândul populației acei culturași prin care să-i informăm despre existența celor trei feluri de gunoi, menajer, biodegradabil și refolosibil. A spus că n-am făcut nimic. Eu spun că astăzi, prin supunerea la vot, propun, printr-o supunere la vot, să procedem la a stabili și a hotărâ să ne oprim din această activitate, colectarea gunoiului cu tractorul și arderea lui de aiurea. Domnule președinte, nu merg mai departe, continui după, supunem la vot, să oprim această reacție. Eu am argumentat de ce. Se fac niște costuri inutile și fără niciun rezultat. Pentru de ce să-mi ia creanga cineva, creanga mea și alți biodegradabili din curte, din grădină, dacă nu trebuie să se întâmple lucrul ăsta? Și ne mai întrebăm după aia că, sau mai vorbim că suntem gospodari. Deci, domnule președinte de ședință, vă rog respectuos, supunem la vot și dacă colegii vor aproba această chestiune, e de bine. Dacă nu vor aproba, nu-i nicio durere și nicio năcasă. Da, trebuie să-mi dați și mie voie să spun ceva. Nu pot avea voie, îi avem președinte de ședință, domnule. Înainte de a spune la vot așa ceva. Cotiți? Înainte de a spune la vot așa ceva, trebuie să spun ceva. Păi nu, dar asta vreau să cer acum, poate mai sunt și alte păriri. Dar nu știu, asta... Domnul președinte. Păi dar nu trebuie, domnul... Poate mai sunt și alte păriri. Eu argumentez că nu mie mi-a fost dat. Multora dintre noi ne este dat să vedem cum să ard creni și alte... De ce să nu spunem că și din ele refolosibile, care nu fac altceva decât să polueze. Domnule, haideți să stabilim. Aduceți-mi dumneavoastră argumente. Dumneavoastră, uitați, uitați cuvântul. Aduceți-mi. Eu am aducat două argumente imediat. Am două cuvinte, nu mai mult. Vă rog. Am făcut probă o singură lună. Cantitatea de gunoi dată la Romprest, în acea lună în care noi n-am strâns biodegradabilul, așa? A fost dublă. Adică primăria Căiuț, în 150-180 de milioane la Romprest, a dat 300-320. Argument clar, cu date pe factură și cu cantități. Nu vorbesc de vise și propuneri. Domnule primar, între noi fiind vorba, sunt oameni și oameni. Sunt oameni și fapte de ale oamenilor. Dacă eu respect și nu pun gunoi biodegradabil, de ce trebuie să plătesc eu? Dar de ce trebuie să execut dumneata cheltuiel, să efectuez cheltuiel cu acest lucru? Dar eu când am spus de acele fluturași, de acei fluturași în care informăm populația, pe lângă faptul că îl informez că ăsta e gunoiul biodegradabil, ăsta e așa, îi spui un subțint acolo foarte concret. Și a doua chestiune, cu armata dumneavoastră, cu aparatul dumneavoastră, poliția locală, cu atribuțiuni în domeniul mediului, ce a întreprins? Câte amenzi a dat la așa? De câte ori a însoțit și a verificat tombeloanele noastre ale cetățenilor ca să vadă în ele că sunt frunze, nisip, pământ, creni și alte biodegradabile? Deci atâta timp când nu s-a făcut dumneavoastră, aveți dreptate că au crescut prețurile. Dar de ce au crescut prețurile? Cantitățile de gunoi și implicit și prețul. De ce? Pentru că dumneavoastră nu ați eradicat, nu ați tăiat cauza. Efectul e normal că se măresc cantitățile și prețul. Dar haideți să ne punem de acord o dată pentru totdeauna
Să spunem, iar cetățeanul care plătește 5 lei sau el trebuie să dea 7 kg de gunoi sau cât pe zi, cât o fi sau pe săptămână, dacă i-am găsit astfel de aia, îl sancționez și atunci, păi dar nimic nu se face fără coerciție. Educația numai așa s-o trâmbițăm. Dar mai mult decât atât, n-am făcut nimic ca domnule. Vorbiți de acei fluturași să informăm populația și a doua chestiune, nu în ultimă instanță, controlul. Eu fac, lansez o sarcină către populație. O să controlez după aia. Și când omul vede că prin, domnule, inopinat, și prin sondaj, că noi cum la sute de tot de bani se umbli în ele. Astăzi umblu acolo, poi mâine așa. În câteva luni s-ar fi îndreptat lucrurile. Domnul Ocean, un răspuns ca să vă dau asupra acestui fapt de muncă. Întrebați și consilier de aici, de la noi, care au fost băgat gunoiul în apă în roată. Și vă rog să mă soțiți în fiecare joi când vine mașina așa, cu echipa de specialitate. Vă uitați la distanță ceea ce fac eu și cu... Bă, vă să dea cuvântul lui domnul Cibotaru. Și nu vă pot să faceți nimic. Numai să vă uitați ca să vă spuneți. De ce spuneți că nu se face dacă eu știu că omul? Domnule, am mers din poartă în poartă și am vorbit cu oameni. Gunoiul care n-a fost... Cu noi care n-a fost... Nu fac dacă asta fac. Că și pe lângă faptul că noi strângem biodegradabil. Gunoiul care n-a corespuns, l-am băgat înapoi în grăzile oamenilor. Ca după aia să avem... Stați un pic, nu pucăm o... Hai, spune, nu, nu! Partidul solidarității sociale, egalitate, fraternitate, fără merite și fraternitate. Da. Cei care sunt dezordonați. Că parcă, pretendă-vă de... Să spune, să ascultăm un pic și domnul Codrosistru, ce vrea să spune. Da, nu știm subiectul, nu știu, te-am mai spus deodată. Nu, poate am luat cu așteptul. Ce am vrea să spune? Mergem și întrebăm oamenii din poartă în poartă și de-aia, au mai fost ăsta viciile piratine. Datorită faptului de ce era prea mult. În ideea care eu 3 săptămâni înainte nu fusesem acasă și n-am scos gunoi. Deci eu 3 săptămâni, 3 joi la rând, nu am scos gunoi la poartă, da? Și urmă la 4-a joi cum ar veni, din lună am scos cubela plus 3 saci. Și la cei 3 saci am fost băgați înapoi. Dar... În curte. Un pic parte dacă nu ai voie. Oamenii Romprestului niciodată nu i-ați băgat înapoi. Nu, nu. Oamenii primării, noi, cei care am urmărit, mergeam prin sat, i-am luat și pupilele le-am întors, le-am băgat în curte. Păi că nu mai suportăm, adică Comuna Crăiuț, taxa de salubritate nu suportă mai mult de 150-180 de milioane pe lună. Dacă am depășit banii ăștia, dacă am depășit 30 și ceva, 40 de tone pe lună, de duce pe gaură, suntem în... Adică trebuie să venim în fața dumneavoastră după aia cu proiecte hotărâri să subvenționăm gunoiul. Domnul primar. Să subvenționăm gunoiul din bugetul local. Nu-i nici asta, nu-i corect. Că fac alte comune, e treaba lor. Domnule primar, atâta timp cât veniți astăzi cu un proiect să plătim cotizații. Măi, nu o fi sumă mare. Dar de ce nu venim odată pentru totdeauna, domnule, haideți, uite. Noi ăștia, noi toți, ne ducem pe această societate, pe Consiliul Județean, pe Prefectură și pe alte. Strângem din tot județul ăsta. Nu mi-e gunoiul stimabil, necântărit. Că mă furi. Asta este furt la foarte mare și mică. Depinde unii amprasezi somberomul. Dom'le, încântărit ca întâlnirea. Vii frumos să-ți încasezi banii pentru serviciul care l-ai făcut. Nu eu primărie. Suntem sclavilor, ăsta e adevărul și nu refuzăm să fim de acord. A doua problemă. Nu, domnul președinte, vă rog frumos, haideți să supunem la vot. Am dezbătut, au spus și domnul primar, și dumneavoastră, și noi am spus ce am vrut. Supunem la vot să întrerupem această activitate de, și costurile cu adunatul cu gunoiul de miercuri, care eu nu o văd... nu rentabilă. Ne furăm căciula, propria căciulă. Eu ce vreți dumneavoastră. Ce facem cu bunoiul ăla, domnule? Poftiți? Ce facem cu bunoiul ăla? Păi dacă e biodegradabil, de ce să-l port salar, cheltui motorină, oameni de la 416 și salari la capra podului la Hertiuță?
Dar nu trebuie să văd dumneavoastră. Iar să o plin om ca la mine. Eu am băgat buldozer particular de a făcut curățenia acolo. Avem poliție locală care poate să... Nu poate. Trebuie să-și facă treaba. Arat fie cum am lucrat la mine. Vă cred, domnul. Eu vă cred. Avem poliție locală care trebuie să facă treaba. Ar fi ideal ce spuneți dumneavoastră. Nu ideal. Că e o parvăție și pentru noi această problemă. Dar ca să facem noi acum educația perfectă, să aducem Elveția în România, ca omul să conștientizeze fiecare hârtie pe care o pune și aia, e greu. Atunci, haideți să plecăm acasă, începem cu dumneavoastră. Nu, haideți să... Aici trăim, domnul Orfeanu, și trebuie să o luăm încet, din aproape în aproape. Dacă dumneavoastră sunteți... Eu nu mă consider Nostradamus ca să fac... să fie mâine... Deci am spus treaba asta. Toți oamenii să fie perfecți. Uite că în comuna Căiuț sunt și oameni care nu mai înțeleg, care nu prea înțeleg. Arătați-mi că structura s-a distribuit, domnule. Te duci la el la poartă și îi spui, domnule, nu-i bun să faci așa, că îți fac gunoiul înapoi și spune, băi, știi ceva? Ia tu tine și eu îți plătesc gunoiul. Domnul primar, dumneavoastră, dacă vreți să înțelegeți, domnul președinte. Da, faci 10 case. Că am fost după mașină și după tractor, dar poți să stai de vorbă că te iau oamenii de la din aproape în aproape. Când îți spui, bă, omule, asta nu trebuie, poți să asta nu trebuie. Și eu sunt genul de om care înțeleg omul și vreau să vorbesc frumos. Dar asta, educația asta, păi, să face în timp. Nu se face cu parul și cu toporul. Dumneavoastră, eu vă înțeleg de ce sunteți genul de om care nu vreți să supărați oamenii. Se face în timp, dar trebuie să aibă un început educație. Dar este... Domnul profesor, domnul profesor, este un început. Să facem la fiecare cetățean. O să vă coste eu 2000 de plicuri și câte un pic la mine. Dar domnul profesor, este un început. Trimitem la fiecare cetățean nominal, nume, prenume. Dar spus de către. Număr la casă și trimitem un plic în care îi explicăm situația și avertismentul necesar. Și păi, dacă nici așa, am pus pe fiecare pubelă necorespunzătoare. Hârtie, cu pliant, cu fluturaș de care spune Orfeanu. Am răsunat, am căutat neam. Am pus asta, dar stați să vă spun. De ce spuneți că nu este un început? Că este un început. Că dacă în momentul ăsta oprim colectarea de gunoi, că dacă... Asta s-a întâmplat, s-o prești colectarea. E un dezastru. Te întorci la... Și nu te mai poți întoarce la cu 10 ani. Că n-ai cum. Domnul privat, îmi permiteți. Și eu consider că trebuie un pic că și lumea e lucrată, domnule. Adică... Da. Da, trimis plic acasă în care explica ce înseamnă gunoi din așa, cu avertisment și după aceea am întâlnit domnul Matei. Nu, nu, uite, așa, amen, vreți, nu trebuie să fie educat omul, dar vreți să stați... Trebuie să vă strângi, când de bună voie, nu înțeleg de bună voie, dar eu amen de două ori și vă... Îi cerim adresa... Nu mai pun rumencu și nu mai pun nici pământ. Vreți să cerim adresa făcută de domnișoara, de doamna de la mediu, care am trimis-o la fiecare om, care a fost pus pe fiecare pe bără. Următoarea fază era clar amendă. A fost amendă vreun care nu a respectat. Eu vreau să vă, arăt, să vă dau rezultate clare. De la cu 2 ani, de la o medie anuală de 97 de tone, la 40, eu zic că este un rezultat de bun, este destul de bun. Este pentru un preț. Nu dar pentru Romces, pentru comună. Noi nu aveam de unde să susținem dublu și ceva din buget, din asta. Putea să facem taxa de două ori mai mare. Eu zic că dacă acum 2 ani am avut o medie de 97 de tone pe lună și anul trecut avem 40 sau 42, nu mai știu exact, de tone pe lună, eu zic că este un rezultat. Da, bă, dar nu e și asta datorită muncii. Nu este corect să spună. Nu rezultatele de la ție. Cu tractorul este corect să aduni plasticul, hârtie, șapte, dar nu nu gunoi, domnule, și asta. E acel gunoi menajer, ce înseamnă gunoi menajer, ia compresul. Iar pe asta ce este așa, dar așa să cărăm cu tractorul. Domnul președinte de ședință. Vă rog frumos, bine, la vot, domnule. Supunem la vot propunerea... Să înceteze această... Nu să încetezi, nu e propunerea mea. Să facă, dar să nu... Ia numai ce înseamnă... Gestii de rabavă, sau biodegradabilă, sau plastic, tractor... Domnul Matei, aș putea să fiu de acord cu dumneavoastră dacă ar veni dumneavoastră executivul să-mi spună cât ce valori au recuperat din refolosibil, din adunarea refolosibilă. Deci care sunt valoarele obținute? Supunem la vot propunerea lui domnul Orfeanu. Cine este pentru? Suspendare totală? Da. Păi, nu sunt de acord, dar funcționează. După aia. Se votează acum.
Împotrivă? Abțineri? Vreau să motivez faptul pentru care am obținut. Vorbeam mai înainte terenul de fotbal. Unde joacă băieții? Abia s-a făcut o picură pe lunga aia. Da, nu. Dacă nu o să ia cu noi, o să umpli iar lunga aia. Asta s-a făcut deja, s-a umplut. Am vrut 10 minute de permisiune. Ăsta e singurul motiv pentru care mă apar. Da, domnule, dar hai să înțelegi ce înseamnă gunoi. Domnul, ce înseamnă gunoi? Dar se umple acolo, nu se umple cu noi, se umple cu prieteni, cu cartoane. Păi ăla să le aduni, domnule, durea cu tratorul. Că ne sunt ușurile de urât. Ca să pun hârtii. Hârtii, în plastic. Aparatul ăla să le ia lunea cu tratorul. Dar nu e un ecușul, nu e greș. Noi e un ecușul. Nu e figura. Să le am în șanță. E figura. Nu stare de vină. Nu ai așa succes. Nu e ecușul. Reciclabile. Reciclabile și sunt amenajate cu bele în fiecare sat. Dar cine le ia pe alea? Păi el oprestul nu era valabil doar la părău acolo. Este obligat să le ducă acolo. Omul este obligat să le ducă acolo. Nu eu să le duc cu tractorul. Și unde? Misiunea, ce nu vii la asta părău? Da, păi omul este obligat. Unul pentru. Pentru că de către ei împotrivă și șapte acolo. Oprestul îi ia în deciziu separat. Deciziu separat. Deci vine la asta. În capătul satului și la început sunt trei tomberani. Domnul președinte, da. Nu cu dumneavoastră discut, cu domnul președinte. Da. Aparatul tehnic al acestei ședințe, vă rog frumos să mai... Că nu, uitați, de exemplu, a fost înțeles greșit. Eu am propus un lucru. Da. S-a votat, nu s-a anunțat niciun rezultat. Vă rog frumos, reluați, că n-a fost... Nu-i singur. Nu a fost singur pentru? Nu, mai ies, mai sunt pentru. Unde mai sunt pentru? Mai e domnul Matei și mai cine? Nu voi pot vota. Eu sunt domnul Matei. Păi nu, dar domnul Matei era pentru propunerea lui. Cine era domnul? Hai să luăm dragi. Vă fost unul pentru. Trei împotrivă și șapte abțineri. Dacă vreți, mai votăm o dată. Mai votați dată și vreodată. Cine este pentru propunerea lui domnul Ocheanu de întrerupere totală? Cine este pentru? Sunt pentru, că mi-a explicat doamna, că reciclabile se iau iară corect. 2-3. Deci sunt de acord. Da. Atunci e altceva. 3. Împotrivă? Abțineri. Care a fost care s-a fost împotrivă? Eu. Și am argumentat. Și abțineri. Domnul primar, faceți, domnule, un efort și cumpărați niște camere de înregistrare și puneți-le în punctele nevralice și vedeți și cine aruncă cu bani, și cine strică, și cine se bate, și cine rupe garpul și așa mai departe. Și atunci... Domnule, dar nu dați a ieșit prietenul Bulica la pensie, sunt niște copii mai tineri acum veniți aici, poate sunt mai dornici de afirmare, puneți-i și pe ăștia la treabă, adică solicitați-le, că nu sunteți dumneavoastră comandant. Vreau să continui, că am da. Scris continuu, domnul Ocean. A doua chestiune, deci cu gunoiul de miercuri am terminat-o. A doua chestiune. Trebuie să vă informez continuu disconfortul adus de gunoiul biologic al domnului care a fost cu atâta fast invitat și tratat. Ne-a promis că nu ne mai produce acest disconfort și lucrurile continuă. Dacă s-au mutat dintr-un loc un pic mai la vale, asta nu înseamnă că a încetat acest disconfort. În legătură cu această chestiune, rog în regim de urgență, luați legătura cu dumneavoastră și îl întrebați ce vor socialiștii români, Rectic Șerban, societatea asta, vis-a-vis de această chestiune. Și a treia problemă care vreau să o ridic, este în legătură cu aceste treceri de nivel a căii ferate. Faptul că trebuie semnalizate, ce trebuie? Obligații să asigure planicitatea la trecerile de cale ferată, de nivel de cale ferată.
adrese către respectivul și explicații. Domnule, dacă drumurile nu suntem în stare să le avem fără gropi, fără găuri, fără dâmburi și așa mai departe, dar în aceste treceri să nu le se întâmple, Doamne ferește, să oprește motorul și din cauza acestor denivelări și așa să rămâne de acolo. Asta în condiția respectând semnalele sonore și vizuale ale acestor treceri. Vă mulțumesc! Acum aveam o secundă. Acolo, la vis-a-vis de Popasul 17, mizeria acolo, din parcare. V-am mai spus. Nu m-au luat în calcul. E jalice acolo. Și și la intrare în comun, e și alimentar, e și comercial. Cum vreți dumneavoastră? Urmează curățenia de primăvară. Nu, domnule, e adunată săptămâna de acolo. Cadrele din betoane? Din beton? Ce le-a dus să-l îngroape, să facă frumos. Asta e durerea mea, nu e altceva. Mai manipulă. Da, mulțumesc. Da. Domnul primar, dacă vrei să dați un răspuns. Așa în mare... Vis-a-vis de căile ferate și drumurile naționale, ce ne-a spus domnul Mărcuț, și la capitolul adresei și informări suntem fruntași. Doamne ajută! Dar la capitolul rezultate din punctul lor de vedere, nu știu că dacă depinde... Atunci să moară oameni și o să rezolvă. Atunci, nu știu dacă depinde atât de mult de noi. Nu mai zic comitatea autorizată. Dar n-ați văzut ce-a fost la... N-ați văzut ce-a fost acolo în punctul lor. Deci, școlile de la Vrânceni, școala veche și de la Belgiu, au autorizații de demolare. Deci, fără niciun fel de... Iar autorizațiile de demolare nu se dau de pe o zi pe alta. Eu știu că ați mai pus problema într-o altă ședință, dar trebuie niște avizii, doamna contabilă poate să confirme că a plătit la ISC sau unde se plătește autorizații de demolare, de proiect. Ei am plătit studiu făcut și plătit. Eu n-am zis sunt niște clădiri care trebuie radiate de la OGP și astea se fac în baza unui proiect. Nu se fac... Dar nu poate să creeze nici 4 ani. Nu, dar ea se fac... Nici 8 ani. Nu, am trecut a zis și acum... Iar vis-a-vis de toate observațiile astea care se fac, de fapt, executivului, nu sper să... Noi amândoi suntem aici, eu și cu domnul Viciu și doamna secretar, doamna contabilă, dar în special către noi. Aș avea rugăminte. Luați pe cineva străin în mașină, plimbați-l prin comuna Căius, nu-i spuneți nimic, și vreau să fiți sinceri, și apoi să vedeți părerea unui ia din afară. A urmări și a sta cu ochiul numai după lucrurile negative, în orice curtii, cât ar fi ea de curată, tot mai vezi un capăt de ață, sau într-o gospodărie, un fir de răstucii, mai e zgâriat acolo, mai observațiile sunt ușor de făcut. Deci, a fost proaspătă și de ce am sesizat asta? Doi oameni străini veniți azi de la București, care merg prin o grămadă de comuni în țara asta. Îmi pare rău că nu i-am înregistrat. Să vedeți părerea lor despre ce am văzut în Căiuț. Oameni care n-au călcat niciodată. Da, dumneavoastră i-a dus la deală încolo, spre Pralea. Da, domnul profesor. Da. Eu am spus la început că Popeniu este... Pralea aparține de tot de Căiuț. Dar nu... Adică, hai să vorbim doar despre Mărcești. Nu cred că există aceleași impresii spre Boiștea, spre Loturi. Dar de ce? De ce credeți? De ce fere? Haideți că nu fim acum azi. Așa suntem noi căiuțenii mai pretențioși. Dom'le, i-am dus din mea o cerță, adică unde erau locuri în care trebuia să știu. Și nu numai ei. Deci luați dumneavoastră cu cineva să ne iei, orice. Că nu e atât de dezastru în Căiuț, pe cât se spune. Toată lumea care vine... Domnul profesor, lăsați-mă, fiecare a vorbit în dreptul lui. Centrul comunei Căiuț este Târgu Căiuț, de la Podul Orheanu până la ieșire la Munteanu. Vă place și asta, așa trebuie ridicat la nivelul Popeniului, Abnidarului. Categorie. Domnul profesor, toate lucrurile la timpul lor.
Nu există. Nu, niciodată. Adică nu trebuie să facem nimic. Nu trebuie să facem nimic. Domnul Burlanu, stă 12 ani, centru nu l-a văzut. Stau dumneavoastră, 4, 8, 12, cât de stat, când îi vine rândul? Când îi vine rândul la centru? Da, aia e treabă. Deci, o să vină rândul și la centru, e normal să vină rândul și la centru. Da, vreau să vă zic, acum vreo 8 ani s-a făcut un reportaj despre Căiuț. Știți cum a fost făcut reportajul ăla? S-au dat numai lucrurile negative. Căiuțul cum ar fi o comună numai de romi, numai de oameni năcăjiți, oameni numai rupți. Dar cine a făcut cu reportajul? Cine l-a făcut? Acum să-mi confirme doamna secretară dacă am întrebat să-l luăm, așa este? Și ce a ieșit? Păi dacă și noi ăștia de aici prezentăm numai lucrurile negre, numai ce avem rău în curtea noastră, e normal să iasă. Domnul primar. Eu unul, știți ce? Chiar să sfârșește cât de curând mandatul, mă gândesc dacă vreau să mai stau aici sau nu. Așa, atâta timp. Domnul primar, că ne face să plângem acum. Atâta timp.